Salut, dragi prieteni tehnologici! Vă aștept și de această dată cu un nou terminal. De data aceasta de la LG, este vorba despre Velvet, o nouă încercare a coreenilor de a recuceri piața tehnologică din România. Velvet este un terminal din generația 5G care întrunește toate caracteristicile unui terminal mid-range și va fi cu siguranță preferatul celor care sunt entuziaști în dezvoltarea tehnologică a rețelor 5G și a terminalelor aferente care vor ajuta dezvoltarea sistemului 5G. LG Velvet este un terminal extrem de aspectos. Are niște linii moderne și nu se aseamănă cu niciun alt terminal pe care l-am testat până acum. Spun acest lucru fiindcă sunt deosebiri ceea ce privește camera principală, acolo unde există proiectul picătură de ploaie, și camerele nu mai ies din suprafața de spate unde sunt plasate. Așa cum se poate vedea, coreenii nu au renunțat nici la jack-ul audio de 3,5 mm, au un port USB de tip C pentru date, pentru audio, pentru încărcare și de asemenea niște difuzoare stereo, între care cel din partea inferioară este în linie cu ceea ce v-am spus înainte și aici deasupra are un alt difuzor care se vede foarte greu, dar permite ieșirea frecvențelor înalte și medii pentru audiția stereo. Acest terminal este extrem de slim și este acoperit cu suprafețe de sticlă. Nu se scrie în specificații de ce generație de Gorilla sunt, dar sunt niște margini extrem de subțiri, rotunjite, o suprafață catifelată și vedeți ultimele generații comandă vocală și tot ceea ce este necesar pentru a ajuta utilizatorul atunci când este la greu. Referitor la partea estetică, practic nu prea ai ce să-i reproșezi acestui terminal. Vedeți, în partea de jos apare sigla Life's Good de LG. În partea de sus, pe spate, apare blitzul și cele trei camere din blocul de camere principal. Pe partea dreaptă, nițel mai sus de mijloc, se află butonul de power on-off și standby, care este extrem de subțire și câteodată este destul de probabil să nu nimerim exact acolo unde trebuie dacă nu suntem obișnuiți. Pe cealaltă parte regăsim butonul Google Assistant și butoane de plus, minus de la volum, la fel de subțiri ca și cel de power on off standby. Sus regăsim sertărașul pentru SIM și micro SD și microfonul de compensare a zgomotului exterior. Așa cum se poate vedea, display este extrem de clar și vizibil din orice unghi, niște unghiuri aproape imposibile pentru acest P-AMOLED. Sunetul este extrem de clar și filmarea foarte bună.
Toată această susținere extrem de bună a imaginii este datorită acestui procesor octa-core destinat pentru rețelele 5G. Este vorba de Snapdragon și datorită celorlalte componente, cum este memoria RAM, GPU, Adreno 620 și firește Android 10, sistemul de operare cu care acest terminal operează. Bateria este de 4300 de mAh. Și nu este un terminal care se încinge foarte mult în timpul operării. Sub numele său tehnologic LMG900, LG scoate la bătaie 128 de GB memorie, 6 GB memorie de lucru și posibilitatea extinderii până la 2 TB a memoriei prin cardul micro SD. De asemenea, acest procesor Qualcomm Snapdragon 765G este un octa-core la 2400 de megahertz. Se mișcă foarte bine fără să aibă lag. Are un ecran, așa cum spuneam, de rezoluție 1080x2460, dimensiune 69x158, cu diagonală de 6,8 inci, 396 dpi, susținut de către procesorul grafic Adreno 620 cu frecvență de ceas de 275 MHz. Frecvența de refresh este 60 de Hz. Ar fi putut fi nițel mai mult, dar este bine și așa. Nu jucăm jocuri foarte performante, ne descurcăm cu ce avem. Asemenea, referitor la acumulator, așa cum se poate vedea, este un acumulator de 4300 de mAh și rețeaua este Orange, dar așa cum v-am mai spus, nu ne-am ales cu un model de 5G, ci unul de 4G+, dar la mine în cartier merge foarte bine și cu această frecvență. Asemenea, referitor la cameră, cele trei camere, camera de 12 megapixel 4000x3000 rezoluție, rezoluție video 8,3 megapixeli, lungime focală de 4,81 mm. Camera frontală este de 16 megapixeli, rezoluție 1,3 megapixeli. Acest terminal a obținut în AnTuTu un scor de 271.000 de puncte. Este un terminal de mijlocul clasamentului, dar se mișcă foarte bine. Nu mă așteptam să fie mai mult în această configurație, știind că deja există terminale cu 12 GB de memorie RAM mult mai bune, cu procesoare mai puternice, dar se descurcă extrem de onorabil. Lumea spune că s-ar încălzi în timpul jocurilor. Eu am făcut niște teste cu benchmark-urile care simulează jocul final.
cum ar fi fost să testăm toate benchmark-urile și toți parametrii fără să finalizăm cu un joc foarte popular, Real Racing, care ne va arăta cum se mișcă acest terminal, care are niște unghiuri de vizualizare foarte bune ale display-ului, fiind mai mult lunguieț decât lat. Factorul de aspect este propice jocului video. Numai că se vede foarte bine, dar se și aude. Sunt chiar încântat de nuanțele arătate și de rezoluția foarte bună. Da, este weekend și este timpul de Real Racing. Fiind subțire, este și ușor manevrabil. Hai să începem. Let's go. Pardon, ne-am lovit, continuăm, nu ne-am lovit, continuăm, n-am mai jucat de ceva vreme, nu sunt un as al jocurilor, dar mă descurc. Putem să vedem și dacă se... nu se încălzește. Aia cum spune lumea că se încălzește, nu se încălzește. Ne plac jocurile. Ok. Pe lângă toate cele, iubim și rețele de socializare, acolo unde am reușit să pun niște fotografii cu LG Velvet, destul de reușite, zic eu. N-are rost să-mi dau cu inimioară, însă culorile sunt extrem de bine fluidizate pe acest tip de display, camerele se prezintă foarte bine, indiferent de luminozitatea de afară. Vedeți, aici este un răsărit, de exemplu. Focalizează foarte bine, însă uneori, în timpul filmării, focalizarea are un delay. Acum depinde și de modul în care știm să utilizăm aparatele foto. Am fost foarte mulțumit că am avut parte de un încărcător fast charging care s-a descurcat extrem de bine atunci când a fost vorba despre încărcarea telefonului. Sau cum am aflat la Ananghie, am încărcarea prin USB Type-C. Am de asemenea posibilitatea încărcării cu ajutorul unui încărcător wireless de priză.
sau am posibilitatea încărcării cu o baterie externă fast charging. Mai bine se observă atunci când pornim terminalul. Direct de pe baterie. Vedeți, 73% a luat. Este o încărcare destul de sigură pentru LG Velvet powered by Android. Life's good, așa cum zice logo-ul de pornire. Eu am testat cu ajutorul unei aplicații AccuBattery parametrii de încărcare, viteza de descărcare în funcție de consumatori, display și așa mai departe. Rezultatele le veți găsi în review. Aștept să intrați pe cristiannicolau.ro și veți afla rezultatele finale ale testelor.